Aș dori în primul rând să mulțumesc celor care au reușit să spune în seara aceasta, atât pentru profesor de canatualizății noastre, dar și în special autorul. În partea a doua, să zic, acestor gânduri ale mele exprimate în fața dumneavoastră, mă voi referi și la opera. Deocamdată s-a prins lumina, am intrat în realitatea noastră. Însă, înainte din această realitate, a fost întuneric. Un întuneric care noi am încercat să-i prindem imaginea. Să vedem unde caii urmăresc în general, ca istoric. Am împărțit viața pe care am trăit-o eu și alții lângă mine și suntem din ce în ce mai puțin. Suntem acum cu 700 de care gri, mai suntem în jur de 20-30. Restul sunt cu pușcărie, cu detenție, cu amnistii, cu, mă rog, cu ce se numește, să zic, și o parte edulcorată, să zic, a unui regim care a dorit după 64, nu? Să spune că are acces sau că dorește să intre în Europa. Și în funcție de această deviză, nu? Și-au calibrat, să zic, atitudinile chiar și față de noi, sfârșind cu acei 64, mai 64, când am început de eliberările, până la ultimul deținut. Și ceea ce vă voi spune acum, vă dau lucruri noi pentru dumneavoastră, pentru tinerii. Adică n-aveți de unde să le luați. Și nouă ne-a trebuit, am de zile, până când am reușit să capacităm atenția noastră dirijată, focalizată, focusată, suntem mai exagerat acum lingvistic, către informație. Totuși s-a trăit. Totuși milioane de oameni au fost supuși, milioane de oameni, peste 2 milioane, au avut de suferit. Au murit din informațiile pe care le avem noi și s-a putea să vă intereseze și pe dumneavoastră, pe mișoarelor. Mâine cu mine să fie întrebați. A stat de vorbă cu cineva care de 26 de ani lucrez la ce înseamnă istoria adevărată, istorie care este supusă. Ce? Care este prima armă a istoriei? Adevărul, căutarea lui, exprimarea lui și lor urmează celelalte calități. Să ne uităm că primul dar pe ne-a dat Dumnezeu a fost darul a liberului arbitru, a libertății, a faptului că ne putem alege singuri, să zic, cel puțin până în vremuri pe care noi le cunoaștem mai bine, locul, oameni, prietenii și poate chiar și istoria. S-a vorbit aici de suferință. Suferința iarăși este un dar pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Suferința a fost pentru noi un fel de a doua natură. Deci și obișnuisem cu ea. Când nu aveam, când treceam în 3 mai sau în 7 noiembrie și nu eram bătuți, nu eram, să zic, încurajați să apărăm o glumă sinistră, ziceam că s-a petrecut ceva, că suntem elimene la poartă, că cine știe ce. Un alt dar pe care îl avem noi, tot dăruit de cel de sus, este faptul că în anumite ocazii, prileji, momente, suntem în cumpă și avem de ales între șobolani
sau să denunți pe oamenii care ți se cer, care poate erau chiar și nevinovat. E, aceasta cumpără a însemnat natura adevărată a creierii unei rezistențe. Și l-a jucat pe bunul meu prieten, o combinație Dumitru Oltean cu celălalt de filiere moldoveană. Dincolo de ce a scris, cele 840 de pagini, care le-am parcurs în câteva nopți. Tipul o carte și tendința războiește, formă în semn și cele din urmă trebuie să culegi ea ceea ce consider că trebuie dat mai departe. E ca un sunet de clopot, care dacă nu este dirijat, dacă nu este amplificat, dispare. E, l-a jucat pe autorul nostru tânăr și are viața înainte, să se mă ocupe de un lucru pe care în lumea asta, viața pe care tot Dumnezeu, am avut prilejul de 3-4 ori și o constat să mă închid și să spun, vai Doamne, dar cum a fost posibil în Ungaria să fie 15 organizații de luptă, organizații de luptă axate pe momentul suprem. 1956, băgați-vă în cap, au murit 28.000 de maghiari, au fost și, bineînțeles, împușcați de invazia de noiembrie 5 sovietică. Dar poporul maghiar a arătat o istorie, a arătat că este demn. Și aș putea spune că a fost într-o concurență și cu noi, dar și cu polonezi. Polonezii au luptat de asemenea și împotriva nemților, dar și împotriva rușilor. Și citeam zilele trecute, nopțile trecute, un volum masiv, Vașov mi-a scris de un istoric englez, american englez. La noi am început cu semnul. Am trântit o minciune legală care i-a costat libertatea a 165.000 de ofițeri, 6.000, 5.000 ceva de ofițeri și restul soldați gradați și așa mai departe. În noaptea de 23 august s-a spus cea mai mare minciună din istoria noastră. S-a încheiat armistițiu. Nu se încheiase nimic. Dimineața sovieticii ne-au luat în primire, au și împușcat ceva ofițeri superiori, nu? Și au făcut mulți întregi de arme și am pierdut și vreo 700 de tururi. Bun, rău adică. Ceea ce mă surprinde pe mine, că am fost deținut și că a fost și luptătorul de sus, binelezat, și fiind făcărașul de sus, fratele meu, este că nimeni, dar absolut nimeni, din cei care mi-au călcat institutul, cu groadă pe urmă, cu stele, pardon, sau în discuție pe care am avut cu dânsii, nu mi-a transmis și am și fost undeva unde se putea transmite un mesaj celor care au luat în primire Siberia, Vorcuta, Nordul, Rusii, Polar, și din care s-au întors numai 60 și ceva de mii. Nimeni din cei care au făurit, au luptat, au înșchepat, nu mai dau nume aici, așa că s-ar putea să credeți că fac o lecție de istorie cu studenții mei. Nu. Dar nimeni din cei care au organizat 20 augustul, nu și-a cerut iertare pentru cei care au înălbit taica obosească și care s-au dus de bună credință. Vă dau acum un moment pe care iarăși avea Dumnezeu să luați. Ședința Academiei 92, secretarul Academiei, era Nene Constantinescu.
profesor la nu știu câte facultăți economici pentru noi care nu aveți de mine să știți. Și acolo s-a pus o... S-a făcut o invitație. S-a luat și de așa pus academicieni, mă rog, unii mai aproape de Camentul Roșu, dar pe vremea aceea, totuși, după Revoluție, oamenii s-au trezit, s-au zâmbirit, cum zice Oveanu, nu? Și au zis, ce-ar fi să facem membru de onoare al Academiei pe fostul rege? Și într-o unanimitate s-au aplaudat și parcă să-și așteptau o inițiativă să se cânte imnul. Nu s-a gândat, fiindcă s-a petrecut unul. S-a ridicat. Sunt locotenentul Constantinescu Nicolae de regimentul de gardă de stângă Răzovanului și în noaptea aceasta am primit era într-un loc unde a primit el ordinul să primească peruși ca aliați. Și a primit, da, ca ce? Ca oameni care i-au condus și au pierit. Bă, dar acesta mă mânt ca să știți că lucrurile, atunci când ei la ultime să putem obliga, nu ești fericit, că de asta luăm salariu, de asta există institutul meu, al nostru. S-a află pe mai mult, să știți ce s-a, de ce a dispărut de nu. De ce a dispărut unul dintre brătieni care trebuia să ducă la Antonescu dimineața la ora 12 și să aducă escăliturile șefilor care pregăteau. Și poate chiar, da, așa, v-a luat la procesul mareșalului Antonescu, a fost chemat și dânsul, Iuliu Maniu, și a făcut un gest la sfârșit, care știm cu toții, a dat mâna cu mareșal. Și toate ziarele, în special cele sovietice, și-au marcat poziția. Cât putea să fie o zi a Sovietului liber, vă dați seama, o glumă. Și așa mea, până la urmă. Și așa fost. Sunt foarte multe lucruri pe care noi, ăștia care am trăit, adică realitățile sunt trei. Una a părinților noștri și a noastră, care le-am prins. A doua, 4 ore, 6 ore pentru 12 ouă, nu? Și închide oase, mai și eu cum erau, și stăteam cu scaunelul și eu pentru familie. Și în realitate a stăit tot dumneavoastră. După 89, de o manieră mai perceptibilă, mai vizualizată sau mai neburată, mai încercioșată de anul ăsta. Mi-a trebuit și mie și nouă de la Academie, ani de zile să aflăm cum s-a pregătit joi, vine, sâmbătă. Și duminică chiar, atunci a pregătit. Cum s-a gândit, cum s-au învățat lucrurile în această combinație între Revoluție și locuitorul de stat. Cea generalul rus, comandantul Aviesi, când a primit ordine de fata lui Stănculescu, eu te împușcă, Iosele, dacă îl las să aterize. Și tot ce s-a mai petrecut cu tăiul, de ce s-a împușcat și în fund. Pocetul e de judecat ulterior. Și până ce a urmat, noi scriem jos Partidul Comunist, ziua, pe hotelul cel mare din mijlocul Bucureștiului, și noaptea veneau și ștrăgeau. Și din nou apărea cea mișire. Cum ne-am scăpat? Cum ne-am reușit? Unii dintre noi au plătit cu viața. Foarte mulți.
nu numai 1166, și câteva sute am dus. Și vorba tot ce a urmat, toată tranziția. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, o să spuneți că nu sunt istorici, nu sunt economici, n-aveți de unde să aflați. Dar urechile dumneavoastră, dar cunoștințe dumneavoastră, dar părinții dumneavoastră, dar profesorii dumneavoastră, nu vă spuneți că nu i-am pierdut care era limita inferioară cerută. Serviciile. Ăștia le-am pierdut unii mine. Apa, electricitatea, telefoanele. Iar eu, în calitate pe care am avut-o ca președinte al Comisiei de Cercetare, am fost obligat, de conștiința mea, în primul rând, să intru în subsol, să aflu cine pun. Am fost la Budapesta și mi-a spus-o în față, am și scris lucrul ăsta. Nu vă vindeți sare în slogan de asta, este. Nu vă dați ceea ce este necesar. Ceea ce este obligatoriu să păstrați. Am fost în Polonia de nenumărate ori. Și am cunoscut. Pe Valensa nu l-am cunoscut, fiindcă dânsul era președintele țării, mă rog, eu vreau să am legătură cu cei care au operat ce a însemnat Revoluția din 80 și cele petrecute în 56. Erau cât pacienți să intre și ei între vorbul tamburilor sovietici. Vă spun acest lucru, fiindcă nimic nu este mai prețios pentru noi care ne închinăm Hristos decât adevărul. Adevărul ne face liberi. Adevărul ne dă și propria noastră dimensiune. Așa ne obligă să cunoaștem și să ne zbatem și câteodată chiar să pătimim pentru el. Ce mai suprim decât adevărul creștin, decât adevărul adevărat a celor petrecute știute sau aflate. Vă spun dumneavoastră, fiindcă generația mea se stinge, se duce, e și fire să trece la bun. Și vă lăsăm dumneavoastră ce amintiri. Uitarea este poarta diavolului. Ia gândiți-vă că am uitat ce repede puteile sau la am uitat ce-au făcut părinții sau să vă înșunoși, sau istoria noastră. Nu. Aici a intrat voi. Vă dăm noi mai departe faptul ăla. Indiferent ce sunteți, că am avut prilejul să vorbesc la Politehnică, mai zilele de mai săptămâna trecute. Și le-am spus să nu credeți că dacă sunteți veți exigeri, vigineri sau mai știu ce, prescutiți. Să aflați identitatea adevărată, identitatea voastră, în primul rând. Iar când veți spune, eu cred, să spuneți că asta e conștiința mea. Și n-am să spun acest lucru, acest elogiu al credinței, prin eu cred, adică îmi dau toată conștiința, tot ceea ce știu, tot ceea ce am aflat, sau voi afla, când spun eu cred. Și mi-a spus o cură, culme ironie, că sunt secretarul general al sioniștilor. Eu am făcut aproape un an de zile cu sioniști evrei, sus pe tot, la nivelul Mișu Beperiste, Jean Cohen, și în special prietenul meu, Slova și Năviță, șeful regionalului evrei, adică cei de extrem. Domnilor, special tinerii, copii, pentru mine. E ușor să asculți. E ușor să și comentezi. Eventual poți să și treci și la scris. Ce este foarte important este, pe de-o parte, să-ți fie adevărul atât cât îl cunoști, atât este descoperit. Atât cât este relevant, revelația este un lucru divin și nu se poate afla ușor. Minunile le-am trăit noi și o să citiți în volul imediat. Minunile care le-am trăit noi este un alt dar pe care l-am avut și
și pe care l-am trăit. Dar minunile au potrivit șarețului de la Hilandar, au un asociat pe pastea. Dumnezeu îți dă, te salvează, de câteva ori am simțit salvarea. În ultima clipă, trebuia să pierd și închiruit. Și am mers mai departe. Dar este și o economie divină. Îți dă, te ajută. Te ajută și când ești mic, te ajută și când ești pe calea, să zic, a formării. Te ajută și la bătrânețe să fii înțelept. Dar și și de multe ori am fost vicepreședintele Parlamentului într-o perioadă de multe ori dimineața, când deschideam ședința și președintele era plecat de la Damațian, începeam să le spun celor din jurul meu să facem o rugăciune, măcar în gând. Cred că cel puțin două, trei, încă aveau căldura cadetelor de patente. Da? Gândiți-vă, 3980 de membri de partid mi-a prins evoluția. O altă realitate, vedeți, o știi. Și trebuie să gândim, ducându-ne în spate, ce-au gândit cei care, de frică, de nevoie, de lașitate chiar, au ajuns membri de partid. De aceea, întrucât istoria este foarte aproape de teologie, iar teologia este fața, să zic, divină a istoriei, v-aș recomanda mai mult decât atâta, v-aș recomanda în cursurile pe care le veți afla de la părinții profesori, să le spuneți tot ceea ce doriți să aflați. Catedrele mistică mai există? Deci nu pot să întrebați. Dar, domnule, la părinte, ce s-a petrecut cu cel care a creat catedrele mistică? Și profesorul, bineînțeles, poate lui să spună, a fost un mare ziarist, parcă poliu. Și unde a sfârșit? A sfârșit greu de tot. După ce a făcut peste 16 ani de pușcărie de temniță la el. Mă întorc acum la ce înseamnă pentru mine ca văzător și ca paznic al bisericii. Am uitat să vă spun un lucru care m-a revoltat. Am fost de sărbători, am fost plecat și pe divete, am fost de orașe, orașele și peste gani, până peste tot, nașterea Domnului Popescu, nu m-am dus la Moldova, să-l îndemne pe putin dacă l-a pus. Dar peste tot, nativitatea, acest lista răstărire fără naștere, nu? N-am găsit nimic, am văzut futboliști, am văzut căbioare, am văzut ruși care se zbenguiau în piața scânteiei de acolo, dar nicăieri n-am găsit o scenă multiplicată la Budapesta sau la Vașovia sau la alte oameni, ca acolo, la noi. Întrebarea este de ce? Și întrebarea vă pun la individual. Fiecare trebuie să răspundeți într-un fel, chiar și noi ăștia care suntem, să zic, răspunzători de dumneavoastră. Ba mai mult decât de într-o ședință a Senatului, nu și-a permis să bajocorească, ca să știți, imaginea Maicii Domnului. Slavă, Maica Domnului. Spunând unui polonez de cele două evenimente, de ele mele, când au fost evenimente, da? Mi-a spus, păi la noi, în ultimul sat, dacă s-a fi petrecut asta, cred că n-ar fi fost sătean care în sens se aducă cu o frânghiuță să le pune după gât. Doamne și domnilor, tineret ce sunteți,
caracterile nu se fac așa prin Duhul Sfânt, că s-a dus Jehova. Nu? Trebuie să se știe, să cunoști, să participi în contemporan. Și de ce nu? Să fii de o parte, de partea cui? De partea lui Hristos. Că toți ăștia care sunt tineri, că sunt timp de ei, îți dau un chip, știi, v-a întrebat, ce ai făcut pentru mine? Nu e suficientă suferința. Suferința este numai cheia, cheia mântuirii. Țineți minte. Atât? Nu, Doamne, că eu am suportat lanțul, că am fost bătut, că am fost injit, că m-am bătut cu capul. Ai făcut pentru tine, o să spună Hristos. Dar pentru mine și martirii mei de 1 milion, ce ai făcut tu? Vă las cu aceste gânduri.